Andreea Paul Voș nu mai este începând de azi președinta organizației de femei Sălaj, asta după ce au hotărât să candideze pe un colegiu din satul mare. Până la alegeri, Mona Panican a fost numită pe o perioadă interimară președinta OFPDL Sălaj. Lucian Bode susține că decizia a fost luată de comun acord cu Andreea Paul Voș, pentru că cineva trebuie să coordoneze organizația. Monica Panican a fost de mai mulți ani directoarea școlii Corneliu Coposiu din municipiul Zalău. În cadrul unei conferințe de presă organizat vineri la sediul ARD, acesta a declarat că i-a fost greu să se implice în politică, dar a acceptat acest lucru chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, cu intenția de a mobiliza femeile din PDL. La final a transmis un mesaj către toate doamnele și domnișoarele din politică, dar și pentru cele care nu sunt implicate și au hotărât să stea deoparte. Implicați-vă și împreună vom reuși! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Organizăm, așa cum v-am promis și cum v-am obișnuit, conferința de presă săptămânală a Alianței România Dreaptă. Azi, alături de mine, se află doamna Mona Panican și domnul Claudiu Bârsan. Fiecare va veni în fața dumneavoastră cu o temă pe care i-am rugat să o pregătească și să vă prezinte. De asemenea, eu o să îmi permit să vin și să dezvolt un pic decizia Comisiei Europene de ieri cu privire la presuspendarea fondurilor pe cele trei programe europene. Am văzut că parte dintre dumneavoastră ați analizat și ați scris despre acest subiect. Eu o să vin în fața dumneavoastră să vă prezint cum stau lucrurile pe programul pe care îl cunosc foarte bine, pe care l-am gestionat atât timp cât am fost ministru al economiei. Dar până atunci, o rog pe doamna Mona Panican să vină să se prezinte, înainte de toate, și să prezinte motivul pentru care domnia sa se află aici, mulțumindu-i încă de pe acum pentru faptul că a acceptat să se alăture echipei Partidului Democrat Liberal Sălaj, a acceptat să-și pună toată priceperea și toată expertiza acumulată în profesia pe care o face cu multă demnitate, să o pună în slujba și în interesul organizației noastre. Am ales să mă implic în politică, să spun așa, destul de greu. Asta pentru că noi femeile ne place uneori să stăm deoparte, cu minți, să comentăm ceea ce se întâmplă, chiar dacă de cele mai multe ori nu suntem de acord cu multe dintre problemele care apar și care nu ne plac cum sunt rezolvate. Am ales să mă implic, în primul rând, ca membru al Partidului Democrat Liberal, iar în momentul în care a venit spre mine propunerea de a accepta și funcția de președinte al Organizației Județene a Femeilor din PDL, acest lucru mi-a dat încredere, chiar dacă este pe o perioadă scurtă, un interimat, să spun așa, și mi-am propus să mă implic și să mobilizez doamnele din PDL așa cum știm noi să o facem mai bine. Cum vă spuneam mai înainte, în general, politica și în special politica românească, nouă femeilor, ni se pare ceva murdar, ceva întunecat. Dar asta nu înseamnă că noi nu am putea să aducem puțină lumină și să demonstrăm că putem face politică și într-un alt mod. Politica se poate face și cu puțin respect, iar atunci când cerem respect, asta ar trebui să și oferim și nu să amenințăm. De asemenea, cred că putem schimba ceva și putem schimba ceva construind și nu demolând, așa cum uneori noi ne-am obișnuit. Cred că, în general, politica are nevoie de prezența feminină, pentru că noi venim cu politețea, noi venim cu profesionalismul de cele mai multe ori, noi venim cu respectul și în același timp nu uităm de
ceea ce ne face întotdeauna deosebite, zâmbetul și o căldură a privirii, care știm să le oferim, în primul rând, celor apropiați, iar acum sunt convinsă că și candidații noștri au nevoie de sprijinul nostru. Au nevoie de implicarea noastră, au nevoie de inițiativele noastre, au nevoie de tot ceea ce noi ne-am propus să facem în această perioadă care urmează campania electorală. Sunt foarte mândră că am alături de mine femeile din Partidul Democrat Liberal, care nu de puține ori au demonstrat că se pot mobiliza și se pot implica în tot ceea ce înseamnă organizarea diferitelor activități, chiar și acum, pe perioada de campanie electorală. Cred că numai așa vom reuși. Și tocmai de aceea mesajul meu ar fi pentru doamnele din PDL și nu neapărat pentru femeile care până acum au stat deoparte și nu s-au implicat. Aș dori să le spun, implicați-vă și cred că împreună vom reuși. Astăzi avem prima activitate pe care noi o desfășurăm la Casa de Cultură și anume este vorba de prezentarea unui proiect intitulat Coșul Țărănesc, un proiect care vizează asigurarea unei alimentații sănătoase, ecologice și de asemenea cu un cost redus. Este un proiect care va fi susținut de conferențiar dr. Avram Fițiu, candidatul ARD pentru Senat. Vă așteptăm și acolo și vă mulțumesc! Mulțumesc, Monar, și înainte de toate, dați-mi voie și în fața dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră să-i mulțumesc doamnei Andreea Paul pentru tot ceea ce a făcut în calitate de președinte a organizației de femei a Partidului Democrat Liberal Sălaj. Domnia sa ales să candideze, după cum știți, pe un colegiu de deputat în județul Satu Mare. Și din acest motiv, organizația PDL Sălaj a decis crearea unui interimat, numirea unui interimat la conducerea organizației județene în persoana doamnei Mona Pănican. Sigur, dânsa este la prima întâlnire cu dumneavoastră și probabil are și emoții și modestia pe care știu că o caracterizează, cred că a determinat-o să nu vorbească despre domnia sa și despre ceea ce a realizat până acum, pozițiile publice pe care le-a ocupat, cred că o cunoașteți, dânsa a fost foarte mult timp directorul liceului școlii generale Corneliu Coposu din Zalău și din această poziție știți foarte bine a organizat foarte multe evenimente și în Zalău și la Bobota, la centru Șincai și în multe alte localități din județul Sălaj, în special cu legătură directă, cei care aveau legătură directă cu marele om politic sălăjan Corneliu Coposu. Am încredere în Mona Pănican, am încredere în echipa OFPDL Sălaj. Sunt convins că vor fi un real sprijin pentru candidații Alianței România Dreaptă la alegerile parlamentare din 9 decembrie. Dacă aveți întrebări pentru dânsa. Nu, nici de cum, dar de comun acord. Apropo de întrebarea colegii mele care se leagă, am remarcat un și din cauza asta am decis să o spun. Da, pentru că Andreea are foarte multă treabă în calitate de vicepreședinte a organizației PDL, în Birou Permanent Național. Ea este responsabilă cu scrierea programului de guvernare
al Alianței România Dreaptă împreună cu Adrian Videanu și cu alți colegi, iar odată cu anunțul privind candidatura, și acest lucru, de aceea și am folosit și acest lucru îi ia foarte mult timp, iar noi avem nevoie aici de o persoană care să coordoneze organizația de femei. Este vorba despre un interimat, dar cu siguranță vom avea alegeri în cadrul organizației, alegeri în care se va desemna noua conducere a OFPDL Sălaj. Acum avem nevoie de o structură de conducere interimară care să vină, așa cum spunea doamna Mona Pănican aici, să vină cu aportul propriu la această campanie. Acestea sunt motivele. Precizez, trebuia să fac de la început, că această decizie, dacă vreți, am luat-o de comun acord cu doamna Andreea Paul. Pentru că și dânsa este conștientă că aici este nevoie de forța feminină a organizației noastre și nu poate, aceasta nu se poate manifesta de la distanță, ci din Zalău, din Sălaj.